Vreau să vă binecuvântez în această dimineață, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pe toți ca cei care ați ales să ascultați din cuvântul Domnului. În dimineața aceasta vă dedic un îndemn și doresc ca Dumnezeu să întărească pe toți cei care sunt căzuți, pe toți cei care sunt întristați, care sunt la pământ. Doresc ca Duhul lui Dumnezeu să-i întărească și să-i binecuvânteze. Și eu vă spun sincer, am primit acest îndemn ieri de la cineva pe WhatsApp ca mesaj și am zis că și eu am fost căzut. Și așa, dacă l-am primit la Domnul, că am cerut, Doamne, un cuvânt. Și Dumnezeu mi-a dat acest cuvânt. Și dacă mi l-a dat, doresc ca și voi, acei toți acei care sunteți căzuți din cauza pot să fie a mea sau din cauza unui păstor sau din cauza unui frate sau din cauza unei surori. Te rog să te ridici în numele lui Iisus Hristos. Te îndemn să te ridici în numele Domnului Iisus Hristos. Căci mântuirea nu ți-o dau nici eu, nu ți-o dă nici pastorul, nici prezbiterul, nici un frate, ci țelul tău în viață. Și îndreptarul tău, călăuzitorul tău să fie Iisus Hristos și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi toți. Amin. Vreau ca vorbirea din dimineața și asta să nu fie multă și să fie decât, cum am spus, un îndemn. Și aș dori să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în Iosua, în capitolul 1 și voi citi trei versete. Și Domnul să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Iosua 1, capitolul 1, versetul 5, 7 și 9, cuvântul Domnului spune așa: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Eu te voi lăsa. Eu nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Versetul 9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te, îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ceea ce vei face. Amin. Slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, dacă vom fi cu Domnul, Dumnezeu ne va da putere și ne va întări pe fiecare în parte în tot ceea ce vom face. Și Domnul să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Așa să citesc un alt cuvânt din 2 Timotei, din a doua către Timotei, din capitolul 2, voi citi patru versete. Capitolul 2, voi citi versetul 1, 7, 13, 15 și 16. Mai uitați. Cuvântul Dumnezeu spune așa: Tu, dar copilul meu, întărește în harul care era în Hristos Iisus. Înțelege ce îți spun. Domnul îți va da pricepe în toate lucrurile. Dacă suntem necredincioși, totuși rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Versetul 15, 16 spune așa: Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un om lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și mai departe. Și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acesta sunt Emeu și Filet, care s-au bătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unor. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu
Stă nezguduit, având peșetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt a lui și oricine rostește numele Domnului se depărteze de fără de lege. Amin. Iubiții mei frați, îndemnul meu din dimineața aceasta este, cum am spus, pentru toți cei căzuți, pentru toți cei care sunt dărâmați, te îndemn în numele Domnului Iisus, după versetele care ne-am citit. Ieși-te îmbărbătează, ieși-te ridică de acolo de unde ai căzut. Nu te uita la lume și ținta ta să fie Dumnezeu. Păzește legea lui Hristos, fă ceea ce este drept și caută-L pe Dumnezeu în continuare. Voi spune o istorioară care și pe mine de multe ori m-a bătut gândul și m-a frământat și este foarte adevărată. Spune că un țăran avea un măgar și a găsit într-o fântână adâncă. Fântâna și așa era veche și trebuia stopată. Măgarul era fel bătrân și trebuia să chinuiască mult ca să-l scoată și n-au putut. Și l-au ajuns, bătrânul ăsta vine și s-a gândit că este mai bine, că tot fântâna trebuie astupată. S-a gândit și a chemat vecine să-l ajute, să arunce pământ, ca așa și măgarul să moară acolo și să termine suferința. Și a început să arunce pământ în fântână. Și măgarul a început tot mai mult să zbiere de acolo, din groapa fântânii. Și la un moment dat a văzut că s-a făcut liniște și curioși. S-a uitat stăpânul din gura fântânii în jos să vadă ce face măgarul. Și măgarul ce a făcut? Și a venit în fir. Și fiecare lopată de pământ care era aruncată, el se scutura de el și se călca deasupra. Fiecare lopată de pământ care era aruncată, el se scutura și călca. Și a ajuns și a ieșit afară. Ce vreau să spun prin lucrurile acestea? Dacă și tu ești dărâmat în această zi, dacă și pe tine mulți te-au aruncat cu noroi în tine, au aruncat pământ pe tine, au vorbit de rău despre tine, te rog și te îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, îmbărbătează și te ridică, scutură toate vorbele despre tine. Să nu te intereseze ce spune lumea despre tine, să te intereseze ceea ce vorbește Dumnezeu despre tine. Căci mântuirea nu ți-o dau nici eu, nici nea altcineva, ci doar Dumnezeu, prin Iisus Hristos, noi avem mântuirea dată în dar, căci El la Golgota ne-a adus. Deci vă îndemn în această dimineață, pe toți acei care sunteți căzuți, vă îndemn în numele Lui Iisus Hristos, să vă ridicați, să ne ridicăm împreună, să scuturăm praful de pe noi și să ne ridicăm înaintea Domnului și Domnul să fie slăvit în toată lucrarea Lui. Și voi ști un cuvânt din 1 Cronici, din capitolul 22, versetul 3, și spune așa: atunci vei propăși, dacă vei căuta să împlinești legile și poruncile pe care le-am dat lui Mosie, Domnul pentru Israel. Întărește-te și îmbărbătează, nu te teme și nu te înspăimânta. Amin. Cum am spus, aruncă, scutură praful de pe tine, scutură vorbele care le-au aruncat, chiar dacă sunt de ocară, tu stai drept înaintea lui Dumnezeu și împlinește legile lui Dumnezeu și nu te teme, că și Domnul va da pe toți de rușine la vremea cuvenită. Vă binecuvântez pe toți în numele Domnului nostru Iisus Hristos și să ne rugăm împreună ca Domnul să ne ridice, să ne întărească, să ne îmbărbăteze și să ascultăm de cuvintele Lui și să predicăm Evanghelia Lui la toți aceia care o au nevoie de ea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Har, pace și biruință de la Domnul Iisus. Amin.